A, avem o problemă. Acum am realizat problema. Care e problema? Păi avem o lavalieră. Eu Nu-mi mi-am dai pus seama. la lavalieră să vorbesc eu la ea. Nu știi cum facem? Punem, stai. Bun. Salutare tuturor și bine ați venit la Dacia 50 Vlog. În episodul de astăzi o să avem un invitat de seamă, așa cum bine vedeți în stânga mea. De seamă. Și anume este vorba de Alex Mocanu, cel care în copilărie a avut... În copilărie? În copilărie. Aveam, da, dar copilărie. În copilăria presupun că e la 8 ani, la 8 ani n-aveam pus la mașină. La 19 ani am luat permisul și primul lucru... Au cumpărat ai mei o Dacia 1310 pe care am dat 3000 de lei. 30 de milioane pe oricum. Perfect. Păi atunci deja să începem, pentru că oricum discuția o să curgă. Da. Zi-mi, te rog frumos, în 30 de secunde, cine ești? Cine sunt? Sunt Alex Mocanu, sunt un băiat care e un soț și un tată. Na! Sunt Mocanu, fac stand-up, îmi place muzica și... Îmi place viața bună și frumoasă. Și amintiri frumoase legate de Dacia. A, da, aici. Și am amintiri frumoase legate... Hai că tu zici, am amintiri frumoase legate de o Dacia, da. Bun, dacă tot am ajuns la subiectul comun al acestei discuții, zi-mi, te rog frumos, cum a început relația asta cu Dacia pentru prima oară? Era... Dacia a însemnat pentru mine foarte mult. Și la ce mă refer prin foarte mult, asta era tot ce și-a permis părinții mei să-mi cumpere și asta am avut. Și cum a fost? A fost așa, n-aveam bani, eram destul de amărât, eram săraci, dar nu erau bani așa, surplus de bani la mine în casă, știi? Și atunci am luat permisul și ai mei n-au permis niciunul nici celălalt, nu am avut mașină niciodată și am zis să cumpărăm o mașină să avem, dacă am permis, să avem, să mergem în locuri. Mașina familiei. Da, mașina familiei, exact, da, pentru mine, cum ar fi. La 19 ani, tot ce ne permiteam erau să dăm 30 de milioane pe o Dacie, care era de vârstă cu mine, din 86 a fost și a născut în 86. Și după aia a început să-mi plac. Cred că când am dat-o sau când n-am mai avut-o a început să-mi placă efectiv. Pentru că experiența cu Dacia e grea. Dar era și marfă că eram toți de la bloc, aveam Daci. Și asta putea, aveam vreo 3-4 Daci și mergeam cu toți cu Daci la pădure. Deci a fost, cred că, n-a fost o experiență că wow. Știi? Asta mi-am permis și a părea marfă că era simplu și era... greu cu Dacia, că știi și tu de la alții că e greu cu Dacia. Bun, zi-mi, știu că am întâlnit chestia asta în rândul majorității de colecționari. Aici când zic colecționari, poți să ai o singură Dacia, tot colecționar te numești. Adică nu trebuie să ai 15 Dacii sau vreo chestie de genul ăsta. Okay. Ai un obiect de colecție, ești colecționar. Orice Dacia e de colecție? Cele care au minim 30 de ani de când au fost produse. Deci a mea ar fi fost de colecție, dacă da. N-am fi murit, sărac. Da. Ok. Și am întâlnit chestia asta la foarte mulți dintre colecționari și anume că au un miros legat de Dacia care îi transportă instant într-un moment. Zi-mi dacă există așa ceva. Da, mă, nu m-am gândit la asta până acum când ai zis. Dacă ne-ai zis să au un miros, așa este. Avea un... Nu-l știu, dar sunt sigur că dacă urc într-o Dacia sau simt mirosul ăla anume, mi-aduc aminte de Dacia. Dar nu știu care e, dar sunt sigur că îl țin minte că e un miros asociat cu chestia aia. Uite, pentru cei care au avut Dacia 1300, mulți mi-au vorbit despre interiorul de vinilin, care avea un miros specific și atunci reușeau să cupleze cumva cu chestia asta sau cu motorul de la Relanti, când se apropiau de casă, sau cu mirosul de benzină ușor din cabină. Da, nu pot să pun degetul pe miros efectiv ce-ar fi, dar sunt eu miros, sunt sigur că dacă simt mirosul ăla, și eu miroseam Dacia, frate. Da, eu miros, într-adevăr. Acum că am ajuns pe drumul ăsta la amintirilor, spune-mi, te rog frumos, care e cea mai dragă peripeție prin care ai trecut tu cu Dacia? Adică vreo chestie din asta care ți-a rămas așa? Da, păi am găsit, ți-am zis că am căutat prin, mi-ai zis dacă am ceva poze sau ceva. E foarte de mult, am căutat în pozele mele, sunt poze, sunt super curios dacă am
data la, mă rog, sunt 2006 sau nu știu ceva de genul ăsta, 2007, ceva de genul ăsta, am găsit astea două poze pe care ți le arăți aici, dar și tu o să presupun că o să repui. Uh-huh. Am găsit astea două poze de când am rămas cu Dacia aici la mine la bloc, cum ieșeam de pe strada mea în bulevard, unde se paseră ăștia un șanț și a plouat. Un șanț să, nu știu, să umble la conducte sau ceva de genul ăsta. Și era așa un șanț și a plouat și n-am văzut. A șanț rău. Și am căzut cu mașina mea și n-a, ce zici? Păi mă, o ambalez un pic, mă, ce nu mă descurc. Am ambalat-o, n-am putut să ies. A mea murit motorul. Era și balta aia, dădeam pe peste tot. Mă rog, am coborât, am zis că aduc eu doi băieți, hai să împingem. Am dat, ce să împinge, dacă patinam, la cât de rău era balta aia, dacă patinam, dădeam un aia în spate. Am făcut fleașcă pe oamenii aia. Aia un pins, bă, și ne-am chinuit. Am coborât să fac poza asta, nu știu cine a făcut poza asta, că eu sunt în poză. Acum realizez. Deci am făcut pozele astea și am ieșit de aici, s-a strâns toată lumea, tot blocul, toată lumea s-a strâns acolo și am ieșit de aici cu mașina trasă, efectiv a venit unul cu o șufă, a legat-o de cârlig de jos și ți-a pus toată lumea care era acolo, gen 10 inși toți. Și au tras efectiv, că de împins nu puteai să împingi. Da, mă, cu mâna, n-aveam cu ce. Că n-aveam nici loc, că erai în bulevard și n-aveai cum să tragi încolo, că acolo era scoarul, cum ar veni. Okay. S-a pus toată lumea, am blocat circulația gen, am oprit tot bulevardul, s-a pus toată lumea și a tras efectiv. Nu cred că am accelerat, efectiv, au tras-o din șanț. Adică am scos, da, și am tras-o din șanț. Și am tras-o de aia pe aia, că era să nu rămân cu roțile în spate și m-am dus plan. Deci am ieșit și mi-a rămas, asta e tot ce mi-a rămas, mi-au rămas pozele astea și mai am o chestie pe care mi-am adus aminte când am vorbit cu tine inițial, că eram la foarte început, mămăligă în geam și am făcut eu la universitate, m-am băgat cumva aiurea, în rond m-am băgat cumva aiurea, am tăiat fața unei mașini de poliție. Dar eu eram 100% că eu am mers bine, că eram pe banda mea, de fapt eu era pe banda de stânga și am luat-o înainte și le-am tăiat fața. Și m-au tras pe dreapta. A venit polițistul acolo, eu am oprit motorul să stau cu el de vorbă, nu mai știu, i-am explicat eu ce și cum și nu știu ce, până la urmă, după toate discuțiile, a văzut că am intenții bune, că n-am fost cu răutate, adică n-am fost bulangiu, chiar am greșit, a văzut că sunt începător, era un polițist foarte drăguț care a fost înțelegător și a zis, da, bine, ok, hai, du-te, asta e. Dar în timpul ăsta eu am oprit motorul ca să nu consum benzină, că eram săraci și conta benzina pe vremea aia, dar am lăsat farurile aprinse. Și nu mi-am mai pornit mașina. Cu cine era eu în mașină? Cu o fată. Eram în mașină cu o fată. Cred că o scoteam în oraș sau ceva. Și ea n-avea permis, nu știa să conducă. Știam că dacă un ping pleacă. Da. Dar cine zic că ea nu putea să-i dea cum ar veni la automat, cum se spunea atunci. Și așa că fata aia pe care o scosesem în oraș și care nu era iubita mea sau ceva, nu știu, nu mai știu care era faza cu ea, m-am împins. A, serios? Era foarte rușine să, mi-a fost foarte rușine să cer ajutorul oamenilor pe stradă, ea s-a oferit, am zis, bă, nu, că e aiurea, bă, lasă, și am împins în mea mașina și am pornit-o la universitate. Puteai să treci pe la universitate, să vezi un copil de 19-20 de ani care încerca să pornească mașina și femeia împingea la ea. Mi-am adus aminte cu drag, apropo, mi-a plăcut că s-a întâmplat chestia asta, că mi-am adus aminte de căcatele astea și am căutat pozele astea și tare, da. Mă bucur tare mult că am reușit să aflu așa 2-3 povești. Aș vrea și pentru cei care ne urmăresc în momentul de față, să, pentru ei exact, să-mi spui și câteva detalii, dacă te pricep, mai tehnici așa despre mașina, ce model, ce ei or să vadă culoarea, câți kilometri avea, ce, dacă îți mai aduce aminte sau ce presupunea întreținerea ei. Nu mai aduc aminte, dar sunt curios câți kilometri avea. Avea motor, dar cât erau mai mult, avea motorul, bă, era standard. Un singur motor. Păi da, era 1300, că era motor de 1300. Aia era, a mai era 1310. Uh-huh. Deci din 86, 1310, carburație pe care eu nu m-am priceput niciodată la mașini. Aia a fost singura perioadă în care am umblat oarecum la mașină, pentru că la Dacia trebuia să știi 2-3 chestii. Dacă aveam un mecanic la care mergeam foarte des și m-a învățat și pe mine, sufli, jigler,
căcaturile alea de ridici, nu mai știu ce trebuia să-i fac la capacul de la Delco. Era, învățasem câteva chestii. Aceleași retlicuri. Da, aceleași chestii. Știu, aveam o sticluță de benzină, că dacă rămâneam fără benzină, era chestia aia cu pompa. Băgai benzină și era știi, nu, faza? Nu, nu, nu. La Dacia, dacă rămâneai fără benzină și băgai benzină în ăsta, adică la carburație, avea o pompă manuală pe care apăsai în repetate rânduri, care făcea cumva presiunea, aducea benzina în coace, știi? Okay. Nu știu exact cum funcționa și aducea benzina până în carburator ca să pornească. Și unul aducea benzina și puteai ori să-l înfunzi carburatorul, să pui prea multă benzină, să-l înfunzi, să nu mai pornească, că e prea multă benzină. Și făceam chestia asta ca să pornească, aveam o sticlă și picuram în carburator, desfăceam capacul de la carburator și picuram un pic de benzină ca să pornească exact cât să tragă motorul benzină și să... Deci erau numai chestii de genul ăsta la Dacia și nu m-am priceput decât chestii din astea ce m-am învățat la chestii din astea care erau mai ales pentru un copil care noi mergeam numai pe bec, noi nu aveam, noi mergeam la pădure și gen ne strângeam 4 linși ca să punem toți bani să băgăm benzină să mergem la pădure, știi? Deci nu prea aveam. Și pentru noi era important să știm chestiile astea, știi, la Dacia. Dar nu mai știu ce să-ți mai spun, era blană, mergeau ștergătoarele, mergeau, mi-am pus volan mic, că noi eram super băiat și mi-am pus volan mic și neavând servul direcție, era... Deci ce biceps aveam în perioada aia să parcheze așa. Bă, m-am uitat, trebuie să fii recunoscător pentru servul direcție, deci este wow. Da, chiar, uite, că știu că există o întreagă cultură a personalizării autoturismului copilăriei, așa îi spun eu. Pentru că toate veneau pe un stas. Da. A apărut chestia asta, băi, eu îi pun mărgele de lemn pe scaun, altul îi punea schimbător din ăla la nucă cu plexiglas. Mi-am pus. Asta vreau să te întreb, dacă ai avut Mi-am pus alea de la schimbător, mi-am luat din târg de la Vitan, erau din alea, de spunea la Dacia, și mi-am pus alb cu negru, că mașina era albă, și mi-am luat un de la alb cu negru și l-am, bă, și ala l-am pus cu dalea, cu chinuiel, cu lipit, cu băgat în cu un lemn, toate erau chinuiel, efectiv, toate căcaturile erau chinuiel. Dar nu, atâta, mi-am pus eu volan mic, ceea ce a fost cea mai mare greșeală din viața mea. Și chestia aia m-am pus alea pe schimbător, dar nu m-am chinuit să fac. În schimb, eu mi-aș dori foarte mult, nu știu, ajungem la chestia asta, la când o să-mi iau eu o Dacia, întrebările tale. Am întâlnit foarte des printre oamenii pasionați de Dacia și o altă particularitate, pentru că autoturismele se obțineau atât de greu în perioada aia, în momentul în care îți luai automobil, era un eveniment în familie și de multe ori... Vorbești de anii 70, de 80, din astea. 70, 80, cam așa. Acum tu ai fost 86... În 2005. Nu am luat în 86, 86 m-am născut. Da, nu am luat în 86. Spune-mi, te rog, dacă Dacia ta a avut un nume. Bă, îi ziceam... Nu, n-a avut un nume. Că îi ziceam cazanul ăla de Dacia și a rămas cum ar veni că sunt cazane și le ziceam că eu, na, din păcate n-am avut nume. Mi-ar fi plăcut să am o poveste cu nume, că toți aveau, ăla avea Furia Roșii, ăla avea nu știu ce căcat, aveau nume după culoare sau după... Mamă, era o Dacia de nu intra la a doua, mă să aminte acum. Era o Dacia cu care nu putea să meargă decât proprietarul. Nu intra la a doua, nu știa decât el să dea a doua. Te plecai și pe a doua nu intra. Puteai doar să pleci cu a întâia și pe a să dai cumva a treia. Și... Da, n-a avut. Sistem de siguranță. Da, chiar. Bun, și acum revenim la întrebarea pe care ai anticipat-o tu un pic mai devreme. Dacă ar fi, în momentul de față, dacă ți-ai planificat să-ți cumpere Dacia în viitor, care ar fi ea? Adică ce model? Vrei fix același model sau ai vrea să mergi către ceva mai retro? Nu m-am gândit foarte tare, mi-ar plăcea în principiu să am modelul ăla pe care l-am avut și albă, așa ca nostalgie, că eu și am dus-o la remat și vedeam, când am dus-o la remat și am lăsat-o, vedeam cum bagă ea mașini în chestia aia de făceau cuburi și a fost așa un gol în stomac, știi, chiar dacă eu cumpărasem o mașină, cumpărasem o Ibiza, îmi plăcea foarte mult, era roșie, era, îmi plăcea și mașina, dar a fost așa un pic un gol în stomac, că... am ținut la ea, știi, la prima mașină. Și da, îmi doresc foarte tare să-mi iau. De ceva vreme doresc să-mi iau. Singurul motiv pentru care nu mi-am o Dacia deja este că n-am unde să o parchez. Că trăind în București e o foarte mare problemă cu a parca două mașini.
Eu nici n-am, deși avem copil, soția n-are și soția conduce, n-avem două mașini, tot din cauza că două probleme în familie. Și atunci nu pot să am mai ales o Dacia care ar putea să necesite timpul meu și banii investiți în ea. Și atunci, asta e singurul motiv pentru care nu mi-am luat, dar sunt ieftine. Am căutat efectiv cât costă și cum mi-aș lua un, adică aș găsi să-mi iau una bună, mi-aș permite să-mi iau una bună, dar n-am unde să o țin efectiv. Am doresc, dar una albă, aș prefera din aia modelul ăla, dar nu, efectiv îmi place ideea de Dacia veche, adică dacă aș găsi una marfă care e mai veche sau un pic mai nouă, n-aș avea o problemă, dar nu-mi plăcea să fie una albă din 86. Nostalgic tot, știi? Și mai ții minte și numărul de înmatriculare? Da, V01 MRR. Da, nu l-am pus eu, așa am luat-o și mi s-a părut foarte tare, tocmai că avea chestia asta cu MRR. Și era și 01, era, bă, e primul și a pus. Mi-am luat să aminte că mai are o poveste. Ce poveste? Mașina asta am aflat ulterior că a fost o mașină a SRI-ului, nu știu a SRI-ului, a unei, nu a SRI-ului, a unei forțe de ceva, uh-huh, a unei instituții. Eu când am luat-o, am luat-o de la o doamnă și avea o sirenă, știi cum era o sirenă aia cu mașină de miliție? Da. Alea, da. Avea din aia pusă în ea. Stația era, de aia, ADA sau ce? Nu, era în motor o sirenă din aia, atâta. Okay, okay. Și avea apăsai pe un buton care normal făcea altceva, oricum butoane de Dacia nu mai mergeau. Apăsai pe un buton care era aici lângă volan, nu mai știu ce trebuia să facă, și pornea sirena aia. Care era foarte nasol, că știi că n-ai voie cu însemnele poliției și ar fi fost de dosar penal. Și nu făceam chestia asta, deși am făcut-o o dată și a fost foarte interesant să dea toată lumea la o parte. Dar m-am dus la cineva, mi-a demontat aia ca să nu fie vreo problemă, să nu dau de belea din greșeală, mi-a demontat chestia aia și am aflat ulterior de la un tip că știa mașina aia efectiv care a avut numărul ăla, că era orea, nu neapărat a fost a miliției, ci a unui milițian sau ceva de genul ăsta, știi? Și avea sirena aia de aia. Mi-a zis cineva, fără să știe povestea cu sirena, că bă, mașina asta e de Gabor, știu eu, parcă știu numărul, parcă știu ceva de la ea. Un tip mai okay, bătrâne. Ok, era așa un pic de... Deci cred că a fost ceva cu mașina aia. Ce rău îmi pare, nu există. Lasă că o să ai posibilitatea să îți iei alta și să-i faci toată viața. Să mă mut din București și să-mi iau Dacia. Bun, cam astea ar fi întrebările pe care le aveam eu pentru tine. Îți mulțumesc tare mult că ai avut disponibilitate și timp să ne povestești câte ceva despre experiența ta cu Dacia. Acum aș vrea să rog oamenii care s-au uitat la noi să ne spună în comentarii dacă au și ei povești asemănătoare cu ale tale sau orice alt fel de poveste pe care ar avea o legate de Dacia. Și cine știe, poate reușim să ne întâlnim data viitoare cu cineva din comunitate. Toate cele bune, pa, pa! Doamnește!